Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor Ancien. Invitatul nostru de astăzi este doamna Luminița Mărginan. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu! Și continuăm povestea despre autism pe care am început-o cu puțin timp în urmă. Spuneți-mi, vă rog, de cât timp vă ocupați de terapia cu copiii care suferă de autism? Lucrez ca și psihopedagog special de 15 ani. În acest timp am fost și logoped și psihopedagog. Copiii care suferă de astfel de tulburări au un comportament aparte și au nevoie ca cei din jur să se comporte într-un fel aparte cu ei. Însă, până să ajungem la sfaturile pe care ni le-ați promis, o să vă rog să-mi spuneți, în jur de ce vârstă sunt diagnosticați? În ultimul timp a scăzut vârsta, la vârstă, ca și diagnostic. Pe la un an și 8 luni, părinții își dau seama că au o problemă și atunci apelează la un specialist unde primesc un diagnostic de tulburare din spectru autist, note autiste, elemente autiste. Care este următorul pas după ce au primit efectiv diagnosticul? După ce au primit diagnosticul, următorul pas este intervenția și terapia de care au ei nevoie. Terapia necesară. Ce fel de terapie necesită? Depinde de diagnosticul care îl primesc și cât de grav este această tulburare. Kinetoterapie, terapie ABA, psihopedagogie, logopedie. Deci depinde de fiecare situație în parte. Fiecare situație este unică pentru fiecare copil, fiecare intervenție este diferită. O să vă rog să ne spuneți din experiența dumneavoastră, în general, cum este acceptat de către părinți diagnosticul? Părinții, din păcate, primesc foarte greu acest diagnostic. În primul rând, vine etapa de acceptare și după aceea de intervenția lor. Din momentul în care ei nu acceptă că copilul lor au o problemă și nu intervin, e mult mai greu pentru ei. Unii părinți aleg să-și izoleze copilul, alții încearcă să-l integreze cât se poate, cum se poate, într-o viață relativ normală. Ajungem unde îmi doresc eu. În momentul în care avem în familie alergită sau avem în mediul în care ne petrecem timpul liber un copil care suferă de autism, cum ar trebui să ne comportăm cu el? La ce reacționează, ce îl deranjează? În linii mari. Așa și cum v-am spus, fiecare copil este diferit, fiecare copil care primește acest diagnostic și trebuie intervenit la un specialist unde îi se face un plan de o evaluare în primul rând, după aceea un plan de intervenție unde acolo primește și părinții și familia alergită, bunicii sau care fac parte din această familie, consiliere psihologică. Și acolo se pune accent pe cum ar trebui să comporte cu acest copil și efectiv ce trebuie să facă. Bun, dar puteți să ne dați câteva exemple. De exemplu, unui copil care suferă de autism, nu îi spui povești. Îi spui, du-te și adun o cană de apă. Este prea mult. E prea mult? Adu cană. Adu cană și atât. Da. Mesajele trebuie să fie scurte, să fie expus tocmai în mediile în care el creează niște frustrări, el de care vrea să se izoleze. De exemplu, sunt copii care refuză să meargă cu mașina, trebuie tocmai dus. Cu alimentația, introdusă o alimentație variată, să nu lăsăm doar unii părinți să facă această greșeală. Copilul nu mănâncă numai anumite alimente și atunci, din teama și frustrările care le au, îi dau doar acele alimente. Alimentația trebuie să fie variată. Expus în toate mediile, copilul cu autism este funcțional, poate funcționa în orice mediu, dar are nevoie de susținere. La ce stimul reacționează negativ, de obicei? Generalizăm acum la stimuli auditivi, vizuali, sunete, în mediile noi, unde este mai multă lume. Și depinde de fiecare. Adică încercăm să nu dăm muzica tare, să nu vorbim foarte tare pe lângă un copil? Ei reacționează negativ, dar noi tocmai de aceea trebuie să învățăm să accepte acest stimul. Nu trebuie să izolăm de acest stimul. Trebuie treptat
să învățăm cu acești stimuli. Dar și noi, ca adulți, trebuie să ne educăm și de aceea v-am rugat pe dumneavoastră să ne ajutați cu sfaturi astăzi. Copiii care suferă de autism, cum reacționează și cum interacționează între ei? Problema e că nu prea interacționează între ei. Noi trebuie să-i expunem, să-i introducem în grup. În terapie formăm grupuri de câte 3-4 cu diferite jocuri în care învățăm să interacționeze unii cu alții. Sunt copii care se izolează și refuză să interacționeze atât cu copii cât și cu adulți? Majoritatea refuză să interacționeze cu alți copii sau cu adulții, dar noi trebuie să-i aducem treptat în interacțiune, atât cu adultul cât și cu copiii. Au nevoie de învățământ special sau pot fi incluși în învățământul de masă? Pot fi incluși în învățământul de masă. Și au nevoie de profesor de sprijin sau de părinte însoțitor? Au nevoie și de însoțitor. Unele școli le oferă această șansă de profesor de sprijin, iar altele nu. Acolo părinții pot fi și ei însoțitori sau pot angaja un specialist care să fie însoțitorul copilului. Din experiența dumneavoastră, care este gradul de independență la care poate ajunge un copil? Poate fi independent în totalitate, pe autonomie personală, pe interacțiune cu ceilalți, poate să meargă singur la școală, poate să mănânce singur, poate să îmbrace singur, poate să facă cumpărături singur. Avem foarte multe exemple de copii care au reușit să își descopere talentul, părinții i-au susținut, au exploatat acest talent și astfel copiii s-au canalizat pe o direcție foarte, foarte strânsă, de exemplu, sau cântec, sau pictură, sau... Da, unii pot să fie foarte buni matematicieni, unii pot să fie foarte buni pictori. Acum depinde de fiecare părinte ca să găsească ce îl interesează, ce parte de interes și să canalizeze atenția spre asta. Poate să dezvolte abilități muzicale, sunt mai multe. Și avem exemple minunate de tineri foarte talentați. Da, sunt foarte mulți copii care sunt niște talente și sunt copii cu autism. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă gadgeturile îi ajută sau le distrag atenția copiilor cu autism? Le distrag atenția și aș recomanda ca până la vârsta de 3 ani să nu aibă copii acces la gadgeturi. Niciun copil? Sau doar cei care suferă de autism? Niciun copil. Doar în limite. Să fie cu limită. Și să le folosim constructiv. În jocuri, în cântece, dar cu limite de timp. Maxim 10 minute. Deci 10 minute doar? Da. Pentru că există copii care sunt uitați în fața. Da, din păcate sunt mulți părinți care nu conștientizează cât de mult rău pot să facă copiilor cu aceste gadgeturi. Le folosim și noi, le folosim în terapie, în terapia logopedică, în terapie, dar cu limită. Deci limita este cheia. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru sfaturile extrem de utile pe care ni le-ați oferit astăzi. Vă mulțumesc și eu. Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși.